Jesus, you want to pray, so I'm going to pray with you. Iisuse, tu vrei ca eu să mă rog, așa că eu mă rog cu tine. Come divine will, come pray my praying. Vină voința divină și roagă-te în rugăciunea mea. Lord Jesus, I give you the little pebble of my will in exchange for the gift of living in your divine will. Doamne Iisuse, îți dau mica pietricică a voinței mele în schimbul voinței tale divine. I fuse myself into your will, Lord Jesus. Mă contopesc în voința ta, o Doamne Iisuse. My every thought, word and breath. Contopesc în voința ta divină fiecare gând, cuvânt, respirație. I fuse into your will my every heartbeat. Contopesc în voința ta divină fiecare bătaie a inimii. All my memory, my intellect and my will. Toată memoria mea, tot intelectul meu și toată voința mea. I completely abandon myself to your divine will, Lord Jesus. Mă abandonez complet voinței tale divine, o Doamne Iisuse. And I make an act of resignation to your divine will. Și fac un act de resemnare voinței tale divine. Our Lady, Queen of the Divine Will, pray for us. Fecioara Maria, Regina voinței divine, roagă-te pentru noi. Saint Joseph, pray for us. Sfinte Iosife, roagă-te pentru noi. Blessed Conchita, pray for us. Sfântă Conchita, fericită Conchita, roagă-te pentru noi. Servant of God, Luisa Picareta, pray for us. Serva lui Dumnezeu, Luisa Picareta, roagă-te pentru noi. Now we just have a moment. I just want to pray for the O să avem un moment acum să ne rugăm la Spiritul Sfânt să vină. And to open our hearts to receive the truth that God wants to give us. Și să ne deschidă inimile ca să putem primi adevărul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea. Come Holy Spirit. Vino Duhule Sfânt. Thank you, Lord Jesus. Mulțumesc, Doamne Iisuse. Now if you can pray the Our Father in Romanian. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. For 2000 years. Pentru 2000 de ani. The church, the members of the church, membrii bisericii, have sought to live in union with Christ. Au căutat să trăiască în uniune cu Hristos. And the teachings of mystical theology in the history of the church. Și învățătura teologiei mistice în biserică. Are all about union with Christ. Învățăturile sunt toate despre uniunea cu Hristos. That has now changed. That has now changed. Asta acum s-a schimbat. And Jesus is now giving us a new teaching. Și Isus acum ne dă o nouă învățătură. Which builds on the previous teaching. Care se clădește peste învățătura de dinainte. And he teaches the servants of God, Luisa Picareta. Și o învață pe serva lui Dumnezeu, Luisa Picareta. Where all other forms of sanctity end.
unde se termină toate celelalte sfințiri. The gift of living in the divine will begins. Începe acolo trăirea în voința divină, darul trăirii. So I want to begin tonight. Vreau să încep în seara aceasta. By looking at the difference between union with God and the gift of living in the divine will. Să privim diferențele între trăirea în uniune cu Hristos și trăirea în voința divină. And then I want to move on to looking at the coming chastisements. Și apoi vreau să merg mai departe și să privim despre pedepsele care vor veni. Because you need to be prepared. The world is being turned upside down. Pentru că trebuie să fiți pregătiți, lumea va fi aruncată cu susul în jos. Now, this is Ephesians chapter 3. Efeseni capitolul 3. Verse 2. Versetul 2. Paul writes this to the Ephesians. Paul scrie către Efeseni. I assume that you have heard. Cred că voi ați auzit. Of the stewardship of God's grace. Despre administrarea harului lui Dumnezeu. That was given to me for you. Care mi-a fost dat mie pentru voi. So Paul is saying to the church in Ephesus. Deci Paul spune bisericii din Efes. That he is a steward of God's grace. Că el este unul cel care ține, un administrator al harului lui Dumnezeu. God's grace was given to Saint Paul. Harul lui Dumnezeu a fost dat Sfântului Paul. And he was a steward of that grace. Și el a fost un purtător al acestui har. But it wasn't just for Paul. Dar nu era doar pentru Paul. It was given to him for every church he ministered to. A fost dat pentru fiecare biserică în care el a slujit. Now God has given me a grace. Mie mi-a dat Dumnezeu un har. The grace of living in the divine will. Darul de a trăi în voința divină. The grace of teaching as an evangelist. Darul de a învăța, de a predica ca și un evanghelist. And whenever I go somewhere to teach on the divine will. Și de fiecare dată când merg undeva să învăț despre darul de a trăi în voința divină. He gives me the grace that is intended for you. Primesc harul care este pentru voi. And this goes for the people watching on YouTube as well. Și asta este și pentru cei care se uită pe YouTube. Because we have people watching on YouTube tonight from all over the world. Pentru că avem în această seară persoane care se uită din întreaga lume pe YouTube. People from England. Oameni din Anglia. People from around Romania. Oameni din prejurul României. People from America. Oameni din America. They're all watching tonight. Tot se uită în seara aceasta. So God's grace is being poured out upon all these souls who are tuning in. Deci harul lui Dumnezeu se revarsă peste toți cei care privesc. And now God makes you a steward of that grace. Și acum Dumnezeu vă face pe voi purtători ai acestui har. So what does it mean to be a steward of that grace? Deci ce înseamnă să fii un purtător al unui har? Jesus gave a parable of three men who he gave money to. Iisus a spus o parabolă legată de trei bărbați cărora le-a dat talanți, bani. Three stewards. Trei purtători. One doubled his amount. Unul a dublat suma. Another doubled his amount. Altul a dublat suma lui. But the third one buried his in the ground. Dar al treilea și-a îngropat suma. And just gave back what he had buried. Și a dat înapoi exact ceea ce a ascuns sub pământ. We have a choice of the grace that Jesus gives us. Noi avem o alegere de făcut în ceea ce privește harul pe care Iisus ni-l dă. We can either multiply it for the glory of God. Putem ori să-l înmulțim pentru gloria lui Dumnezeu. Or we can bury it in our soul. Sau să-l îngropăm în sufletul nostru. If we bury the grace in our soul, dacă îngropăm harul în sufletul nostru, we face the justice of God. Atunci vom avea de a face cu justiția lui Dumnezeu. If we multiply that grace as a good steward, dacă îl înmulțim ca un purtător bun, if we study it, if we grow in it, dacă îl analizăm, creștem în el, if we recognize the
priceless value of what God is giving us, dacă recunoaștem valoarea de neprețuit a ceea ce Dumnezeu ne dă, then God will reward us. Atunci Dumnezeu ne va răsplăti. He will say, you know, you are a good and faithful steward. Atunci va spune, tu ai fost un bun și credincios purtător. So I say this to you and to everybody who's watching. Spune asta pentru voi toți de aici și pentru toți cei care se uită. Grow in the grace that Jesus has fused into your soul. Creșteți în harul pe care Dumnezeu l-a infuzat în voi. Do not bury it. Nu-l îngropați. Grow in it. Creșteți în el. Okay. So that's St. Paul and the stewardship of grace. Asta a fost Paul și cu purtătorul de har. We're now going to look at the fiat voluntas tua from the Our Father. Acum ne uităm. The fiat voluntas tua from the Our Father. Acum ne uităm la facă-se voia ta din Tatăl nostru. This is from Louise's diaries. Din jurnalele Louisei. Volume 12. Volumul 12. April the 8th, 1918. 8 aprilie 1919. April 1918. Think of the catastrophe in the world at that time. Gândiți-vă la catastrofa din timpul acela. The nations are all fighting over a piece of dirt in France. Toate națiunile se bat pe o bucată de pământ din Franța. There is a scar running for miles across the French farmland. Este o cicatrice care merge pe toată partea unde erau ferme. And on one side you have a trench occupied by soldiers from. Și pe de o parte era o tranșee plină de soldați din toate națiunile. And at a distance, not much further than where the park is. At a distance, that's not much further than the park. La distanță, nu foarte departe, nu cam așa cum este parcul. You have the Germans. Ai germanii. And between the two, și între cele două, mud, noroi. Millions and millions of young men died in that mud. Milioane și milioane de tineri au murit în noroiul acela. April the 8th, 1918. 18 aprilie 1919. And I know that in England at that time. 1918. I know that in England at that time. Știu că în Anglia în timpul acela. All of our resources were building bombs, guns, bullets. Toate resursele Angliei făceau bombe, gloanțe. To fight this war. Ca să lupte în acest război. There were huge mountains of empty shells behind the British lines. Erau munți întregi de shells, empty shells from bombs. Dărâmături din cauza bombelor. And some of those mountains of shells were nearly as tall as this church. Și unele dintre acele dărâmături erau așa de înalte ca și biserica aceasta. And nobody was making any progress. Și nimeni nu făcea niciun progres. They were just shooting at each other. And the officers in those armies. Și doar trăgeau unii către alții și ofițerii din armată. Would just get fresh young men and send them off to kill each other. Doar luau alți bărbați tineri și îi trimiteau acolo. Hundreds of thousands of young men. Sute de mii de tineri. That was the massacre. Un masacru. And let me just get my thoughts. The energy that men, that mankind poured into war was incredible. Energia pe care tinerii și-au vărsat-o în acel război a fost incredibilă. Now Jesus is putting everything
into this new era. Acum Iisus pune totul în această eră. Jesus is giving himself completely to making us peaceful. Iisus se dă pe el însuși cu totul ca să ne facă pe noi în pace. Human beings want to kill. Oamenii vor să omoară. We've killed over a billion babies in 100 years. În 100 de ani am omorât aproximativ un miliard de copilași. And then tens of millions of people in wars and diseases. Și zeci de miliarde în războaie, milioane în războaie și boli. The energy that we put into murder is incredible. Energia pe care noi o punem în crimă este incredibilă. The money, the wealth. Bogăția, averia. Even now, the American government and the European government are pouring billions into the Ukraine. Și acum Europa și America pun foarte mulți bani pentru Ucraina. To kill. Pentru a omorî miliarde. We pour billions in to kill. Punem miliarde pentru a omorî. Jesus is pouring his energy. Iisus își revarsă energia sa. Into peace. În pace, pentru pace. And he's not looking for mighty people to do it. Și nu caută oameni atotputernici pentru a face asta. He's using. Folosește. The weak. Pe cei slabi. The ignored. Pe cei ignorați. The rejected. Pe cei respinși. The remnant. Rămășița. You know, he didn't send me to the biggest church in Timișoara. Nu m-a trimis în cea mai mare biserică. In Timișoara. He sends me to the smallest church. M-a trimis la cea mai mică biserică. You know, when I was talking to Father John earlier, he said this is the outcast church. Când am vorbit mai devreme cu părintele, a spus că asta este biserica da, cea respinsă. And I nearly clapped my hands. Și aproape am început să aplaud. Jesus always sends me to the smallest. Iisus tot timpul mă trimite la cea mai mică. So I was rejoicing, I was saying, praise you, Jesus, you always send me to the outcast or whatever. Și i-am mulțumit lui Dumnezeu și am zis, laudă ție, Hristoase, tot timpul mă trimiți la cei mai mici, la cea mai mică biserică, la cea respinsă. So April the 8th. 8 aprilie 1918. Men killing each other. Oameni se omorau. Da, unii pe alții. Jesus teaches Luisa. Iisus o învață pe Luisa. About his divine will. Despre voința sa divină. My daughter. Fica mea. Now he's talking to you now. Acum vorbește cu voi. My daughter, my son. Fica mea, fiul meu. There is a great difference between living united with me. Este o diferență între a trăi unit cu mine. And living in my will. Și a trăi în voința mea. Now remember, for 2,000 years, we've been living united with Jesus. Amintiți-vă că noi pentru 2000 de ani am trăit uniți cu Hristos. Sorry, I just forgot. Need Jesus. Am nevoie de Isus. And living in my will. Și trăind în voința mea, a lui Isus. As he was saying this, he stretched his arms toward me. În timp ce spunea aceasta, și-a întins brațele către mine. And said to me, come into my will. Și mi-a spus, vino în voința mea. Now when Jesus speaks. Când Isus vorbește. His word is creative. Cuvântul său este creator. It does what he speaks. Face ceea ce spune. And even if one instance. Și de un exemplu. And you will see the great difference. Veți vedea marea diferență. Now, are you ready to see what Jesus out? Sunteți pregătiți să vedeți despre ce vorbește Isus? Are you ready to receive this grace? Sunteți pregătiți să primiți acest har? Yeah, Father John is really keen. Părintele Ioan este.
I found myself in Jesus. M-am găsit pe mine în Isus. My little atom was swimming in the eternal volition. Mica, mica mea ființă se afla înotând în marea imensitate a ființei sale. And since this eternal volition is one single act. Și în această imensitate mare a lui Isus este un singur act. Which contains all acts together. Care conține toate actele la un loc. Past, present and future. Trecut, prezent și viitor. Let me just explain that. Să explicăm. God has only got one act. Dumnezeu a făcut are un singur act. God is an is one single eternal act. Dumnezeu este un singur și etern act. You and I, we do many, many acts. Noi și voi facem multe acte. But God is pure spirit. Dar Dumnezeu este spirit pur. And he only has one act. Și are un singur act. But that one act of God. Și o faptă de a lui Dumnezeu. Contains all acts of all peoples of all time. Conține toate faptele, acțiunile tuturor oamenilor din întreaga istorie. And Luisa says, și Luisa spune, because I was in the eternal will, pentru că am fost în voința divină, I was able to take part in God's one act. Am putut să fac parte din fapta unică a lui Dumnezeu. Which contains all acts. Care conține toate faptele. As much as it is possible. Așa cât este posibil. I took part in all the acts which do not yet exist. Am luat parte în toate faptele care încă nu există. Now you might say, hold on, how can you take part in acts which don't exist? Și vă puteți întreba cum putem face parte dintr-un act care nici nu a fost, acte care nu există încă. Because before God created the world, pentru că înainte ca Dumnezeu să creeze lumea, he had already written every act in his book. Pentru că el deja a scrisese fiecare faptă în cartea sa. Psalm 137. Psalmul 131. All 137. 137. All of my acts were written in your book. Toate faptele mele au fost scrise în cartea ta. Before one of them came into being. Înainte ca unul să înceapă să existe. So those acts have not yet been done. Deci acele acte încă nu au fost nu au luat ființă, nu au fost făcute. For these acts I loved him, I thanked him and I blessed him. Pentru aceste acte i-am mulțumit, l-am binecuvântat. There was not one act that escaped me. Nu a fost niciun act care să-mi scape. And I would now take the love of the Father. Și acum am luat iubirea Tatălui. I would take the love of the Son. Luam iubirea Fiului. The love of the Holy Spirit. Iubirea Duhului Sfânt. My own. Și o făceam pe a mea. And I would give them their love. Și le dădeam lor iubirea lor. As if it was my own to give that to them. Ca și cum ar fi fost a mea ca să le dau lor. How content I was to be able to give them their love. Cât de bucuroasă am fost că am putut să le dau lor iubirea lor. As if it was mine. Ca și cum ar fi fost a mea. Now one of the things about living in the divine will. Un lucru legat de trăirea în voința divină. It's because you're living with God's own will. Este pentru că voi trăiți cu voința lui Dumnezeu în voi. You can now love God with God's own love. Acum îl puteți iubi pe Dumnezeu cu iubirea sa. So I don't come before God and say, God, I love you with my weak love. Și mergeți în fața lui Dumnezeu și nu îi spuneți, Dumnezeu, te iubesc cu iubirea mea slabă. I can now say to God, with your love, I love you. Acum îi puteți spune, cu iubirea ta, eu te iubesc. So the love is perfected.
Iubirea este perfecționată. It doesn't feel any different. Nu simțim vreo diferență. Because the spiritual life has nothing to do with your feelings. Pentru că viața spirituală nu are nicio legătură cu sentimentele noastre. The spiritual life is to do with the teachings of Jesus. The spiritual life viața spirituală este în legătură cu învățăturile lui Isus. And those teachings can contradict how we feel. Și aceste sentimente pot să nu coincide cu ceea ce simțim noi. Now, Jesus told me. Iisus mi-a spus. Have you seen what it is to live in my will? Ai văzut cum e să trăiești în voința divină a mea? It is to disappear. Este să dispari. It is to enter the sphere of eternity. Este să intri în sfera eternității. It is to penetrate into the all-seeingness. Să intri în toată vederea. Of the eternal one. A vieții eterne. It is to enter the uncreated mind of God. Să intri în mintea necreată a lui Dumnezeu. It is to take part in everything as much as it is possible. Să iei parte la tot atât cât este posibil. It is to take part in each divine act. Să iei parte la fiecare faptă divină. It is to enjoy the use while being on earth. Să te bucuri de folosință cât timp ești pe pământ. Of all the divine qualities. De toate calitățile divine. It is to hate evil in a divine way. Să urăști răul într-un mod divin. It is to extend oneself to everyone without exhausting yourself. Să te extinzi către fiecare persoană, dar fără să obosești. Because the will that animates the creature is the divine will. Pentru că voința care însuflețește, dă viață, sufletul este divină. It is the sanctity not yet known. The sanctity not yet known. Sfințirea pe care nu o cunoaștem încă. But which I will make known. Dar pe care o voi face cunoscută. And which will place the last ornament. Care va avea ultimul ornament. And the most beautiful. Și cel mai frumos. Among all other sanctities. Dintre toate sfințirile. It will be the crown and the fulfillment of all other sanctities. Va fi coroana și împlinirea tuturor sfințirilor. And Jesus concludes. Și Isus concluzionează. Ponder this well and you will see the great difference. Ponder this well. Ponder. Meditate. Contemplează, meditează asupra aceasta. Brilliant. So the great beauty of living in the divine will. Marea frumusețe a trăirii în voința divină. Is you enter into God's eternal act. Este că intri în fapta eternă a lui Dumnezeu. Now within that eternal act. În acel act etern. Is contained all the acts of every creature from Adam to the last person to be born. Este conținut fiecare act de la Adam până la ultimul om care va fi născut. And when you and I enter into the divine will. Și când eu și voi intrăm în voința divină. Everything we do. Tot ceea ce facem. Glorifies God. Îl glorifică pe Dumnezeu. For all people of all time. Pentru toate persoanele din toate timpurile. God does not just look at me and see me doing my act. Dumnezeu nu mă vede doar pe mine făcând actul meu. When he sees me in his divine will. Când mă vede pe mine în voința sa. He sees every soul ever created. Vede fiecare suflet creat vreodată. And all the souls yet to be created. Și toate sufletele care încă nu au fost create. Giving him. Dându-i lui. Perfect glory. Glorie perfectă. Now think about what you can do. Gândiți-vă la ce puteți face voi. Think practically about what you can do. Gândiți-vă practic la ce puteți face. You see, a few years ago
I gave a teaching to some pro-lifers in England. Acum câțiva ani am dat o învățătură unor oameni pro-viață. They were praying outside the abortion clinics. Se rugau în fața clinicilor de avort. And I said, "Well, you're all into divine." Și le-am spus, dar voi toți sunteți în voința divină. Here's what you can do. Uitați ce puteți face. You can take the divine acts all the aborted babies. Puteți să luați fiecare act al fiecărui copil avortat. And you can take the acts of all those abortionists. Și puteți lua fiecare act al fiecărui medic care face avort. And you can pray the rosary and God sees it as if they are praying the rosary. Și vă veți ruga rozariul ca și cum și Dumnezeu va vedea ca și cum ei se roagă rozariul. So you are making perfect reparation to God. Și așa îi aduceți lui Dumnezeu o reparație perfectă. For everybody who has ever been involved in an abortion. Pentru fiecare persoană care a luat parte, a fost implicată într-un avort. And for every baby that has lost its life in abortion. Și pentru fiecare bebeluș care și-a pierdut viața în timpul unui avort. So that really blessed them because they had never thought of it like that. Și asta i-a binecuvântat pentru că niciodată nu s-au gândit la asta. So when I kneel down to say Hail Mary. Și când am început să spun Bucură-te Marie. I can give God perfect glory. Îi am dat lui Dumnezeu glorie perfectă. For every Satanist. Pentru fiecare satanist. For every witch. Pentru fiecare vrăjitoare. For everyone who's ever killed a baby. Pentru fiecare persoană care a omorât vreodată un bebeluș. For every warmonger. For everyone who ever makes war. Pentru fiecare persoană care a făcut război. For every soul that fails to give God glory. Pentru fiecare persoană care nu a reușit să-i dea lui Dumnezeu glorie. We can make a perfect reparation for them all. Putem să facem o reparație perfectă pentru toți. With every single tiny act that we do. Cu fiecare mică faptă, cât de mărunțică, pe care o facem. And this is curbing the justice of God. This is curbing, holding back. Asta reține justiția lui Dumnezeu. To keep his mercy flowing. Ca să își continue revărsarea milostivirii sale. And one of the consequences of this. Și o consecință pentru asta. Is the abortion mills all closing down? Este pentru toate legile pro-avort care acum sunt închise, sunt anulate legile. Just one consequence. O singură consecință. So, this is the great gift Jesus is presenting to the church in this millennium. Asta este un mare dar pe care Iisus îl prezintă bisericii acum. And this gift is renewing the church. Și acest dar este pentru a reînnoi biserica. Now don't forget, this is the work of Jesus. Nu uitați, asta este lucrarea lui Iisus. It's not my work, it's not your work. Nu e lucrarea mea sau a voastră. It's the work of Jesus. Este lucrarea lui Iisus. Even the spreading of the divine will is the work of Jesus. Chiar și răspândirea voinței sale este lucrarea sa. And he fuses the gift into the soul that says yes. Și contopește voința în suflet și sufletul spune da. And you should be aware that our blessed mother. Și trebuie să fim conștienți că Fecioara Maria had the gift of living in the divine will. A avut darul trăirii în voința divină. From the moment of her conception. Din momentul concepției. And she spent her entire life doing acts in the divine will. Și și-a petrecut întreaga viață făcând acte în voința divină. And she dictated a book to Luisa. Și i-a dictat Luisei o carte. Called the Blessed Virgin Mary in the Kingdom of the Divine Will. Numită Fecioara Maria în împărăția voinței divine. Whereas Jesus gave Luisa 36 diaries. În timp ce Iisus i-a dat Luisei 33 de jurnale. Our Lady gave Luisa a book of 36 chapters. Fecioara Maria i-a dat o carte, i-a dictat o carte cu 36 de capitole. And whereas the diaries teach us about the hidden life of God. Și în timp ce jurnalele ne învață despre viața ascunsă a lui Dumnezeu. The Blessed Virgin Mary's book teaches us about her interior life. Cartea dictată de Fecioara Maria învață despre viața ei interioară, în voința divină. And it teaches us how our Blessed Mother
Și ne învață cum Fecioara Maria never gave life to her own will. Niciodată nu a lăsat să existe, să trăiască voința ei. Every moment of every day, fiecare moment din fiecare zi, she sacrificed her own will, și a sacrificat propria voință, so that the divine will would live in her, astfel încât voința divină să trăiască în ea. And as a result, she had full possession of the divine will. Astfel încât ea a avut posesia completă a voinței divine. But she was consigned to silence. Dar ea a fost constrânsă la tăcere. Because nobody. Pentru că nimeni nu ar fi înțeles. But now the Lord is teaching us. Dar acum Domnul ne învață. Right, now to go on to the purification. Mergem mai departe la purificare. Because in order to live in the divine will, pentru a trăi în voința divină, we have to be purified. Trebuie să fim purificați. For every gift that God gives us, pentru fiecare dar pe care Dumnezeu ne-l dă, we trebuie să fim purificați. And one of the ways that God purifies us, și un mod prin care Dumnezeu ne purifică, is he has to reveal to us the hidden corruption within our hearts. Este că ne arată din interiorul nostru corupția noastră. And that can be scary for many people. Și asta poate să fie înfricoșător pentru mulți. So I'm now going to go through Luisa volume 12. Din Luisa volumul 12. January the 29th, 1919. 29 iulie 1919. How you doing? Great. She's doing good, yeah? Yes, there you go. Look at that. Fantastic. Okay. Just bear with me. My beloved daughter, fica mea prea iubită, I want to make known to you the order of my providence. Vreau să-ți fac cunoscut ție ordinul providenței mele. In every 2000 year period, I have renewed the world. La fiecare 2000 de ani am reînnoit lumea. In the first 2000 year period, I renewed the world with the flood. În prima perioadă de 2000 de ani am reînnoit lumea cu potopul. In the second 2000 years, I renewed it with my coming to earth. În a doua parte de 2000 de ani am reînnoit-o prin venirea mea. In which I manifested my humanity. Prin care am manifestat umanitatea mea. From which my divinity shone forth. Prin care a strălucit mai departe divinitatea mea. Now, the good and the saints of the last 2000 years. Oh, just the saints. The saints of the last 2000 years. Sfinții ultimilor 2000 de ani. Have lived the fruits of my humanity. Au trăit roadele umanității mele. And they have enjoyed my divinity. Și s-au bucurat de divinitatea mea. Now we are at the end of a third 2000 year period. Acum suntem la finalul celei de-a treia perioade de 2000 de ani. And there will be a third renewal. Și va fi o a treia reînnoire. A third purification. O a treia purificare. If in the second renewal I manifested my humanity, dacă în a doua perioadă mi-am manifestat umanitatea, now in this third renewal, acum în a treia reînnoire, brace yourselves for this line. Pregătiți-vă pentru replica asta. Okay, listen carefully. Ascultați cu atenție. After the earth has been purged. După ce pământul a fost purificat, a fost nimicit. And a large portion of the current generation has been destroyed. Și o mare parte din populație a fost distrusă.
I will be more generous with creatures. Voi fi mai generos cu creaturile. I will accomplish the renewal. Voi împlini reînnoirea. By manifesting what my divinity did. Manifestând ce a făcut divinitatea mea. Within my humanity. În umanitatea mea. Now Jesus teaches Luisa. Iisus o învață pe Luisa. That the majority of souls will not accept this gift. Că majoritatea oamenilor nu vor accepta acest dar. Just like the majority of souls would not get onto the ark in the time of Noah. Așa cum foarte mulți oameni nu s-au urcat în arca lui Noe. Just like the majority of souls reject the blood of Jesus. Așa cum majoritatea oamenilor refuză, resping sângele lui Hristos. So in this age the majority will reject this gift. La fel cum în timpurile noastre majoritatea vor respinge darul său. And it's a very simple thing. Un lucru foarte simplu. You cannot live in the divine will. Nu puteți trăi în voința divină. And have mortal sin. Și să aveți păcat de moarte. Can't do it. Nu se poate. People will try to manipulate the situation. Oamenii vor încerca să manipuleze situația. So for example, de exemplu, you might get people coming to communion. Puteți avea oameni care să vină la Sfânta Împărtășanie. Whom the priest doesn't know. Pe care preotul nu-i cunoaște. But some priests do know. Dar un preot îi cunoaște. And they are using contraception. Și folosesc contracepția. Or they are pro-choices. Sau sunt pro-avort. Or pro-abortion, yeah, thank you. Pro-abort, yeah. Pro-avort. Or they're into euthanasia. Sau sunt pro-eutanasiere. Etc. Și așa mai departe. Now, they believe that they can receive communion. Ei cred că pot primi Sfânta Împărtășanie. It doesn't benefit them, but they're going to be there. Nu este în beneficiul lor, dar ei o să fie acolo. This has become normal around the world. Este a devenit ceva normal pentru lume. But the gift of living the divine will cannot be manipulated like that. Dar darul trăirii în voința divină nu poate să fie manipulat așa. Because it is a personal gift of the interior life. Pentru că este un cadou către viața interioară. So no matter how hard they try. Deci oricât de greu ar încerca. A pro-abortionist can never receive it. O persoană pro-avort n-ar putea niciodată să-l primească. No matter how hard they try. Oricât de mult ar încerca. People using contraception can never receive it. Persoane care folosesc contracepția nu o să poată să-l primească. No matter how hard they try. Oricât de mult ar încerca. No soul in a state of mortal sin can receive this gift. Niciun om în păcat de moarte nu poate să-l primească. Because it's of the interior state. Pentru că este despre stadiul interior. The soul has to be in a state of grace. Sufletul trebuie să fie într-o stare de har. So they might steal the Eucharist. Ei ar putea să fure Sfânta Împărtășanie. But they cannot steal the grace of God. Dar nu pot să fure harul lui Dumnezeu. So it's almost like that there is now being a wall erected. E ca și cum s-a construit un perete. And on this side of the wall, it is the children of the divine will. Și pe partea aceasta sunt copiii lui Dumnezeu. And on that side of the wall, it is everyone else. Și pe partea cealaltă toți ceilalți. On this side of the wall, we will be in a place of peace. Pe partea aceasta vom fi în pace. And on this side of the wall, there will be a purgation. Purgation, purification. Și pe partea cealaltă va fi o purificare. Because in the new era of peace. Pentru că în noua era a păcii. The only souls that can be on earth. Singurele suflete care pot trăi pe pământ. Are those children of the divine will. Sunt acei copii ai voinței divine. Because God's will is going to reign upon the earth. Pentru că voința divină va împărăți peste întreaga lume. What happens to everyone who rejects the gift? Ce se întâmplă cu toți ceilalți care resping darul? They are going to be largely destroyed in a final purification by fire.
majoritatea, restul o să fie distruși într-o purificare cu foc. And Jesus tells Luisa, și Iisus îi spune Luisei, I can save those souls through the fire. Iisus îi spune, eu pot să salvez acele suflete prin foc. So, physically, they will die. Și chiar dacă fizic ei vor muri, spiritually, they might live. Spiritual ei s-ar putea să trăiască. And when the purification is finished, și după ce purificarea s-a terminat, peace will reign throughout the whole of creation. Pacea va domni peste toată creația. And the world will be completely transformed. Și întreaga lume va fi complet transformată. This is going to happen in the very near future. Asta se va întâmpla într-un viitor foarte apropiat. And the world will be purified by fire. Și lumea va fi purificată prin foc. Now let me find out some scriptures for you. Vreau să citez din Biblie. This is Zechariah chapter 13. Zaharia capitolul 13. In the whole land, says the Lord, în tot pământul, spune Domnul, two-thirds shall be cut off, perish, vor dispărea, and one-third will live. Și o treime va trăi. In the apparitions of Garabandal in the 1960s, în aparițiile de la Garabandal din anii 60, Our Lady showed the children of Garabandal the final chastisement. Fecioara Maria le-a arătat copiilor din Garabandal pedeapsa finală. In the night of screams. În noaptea țipetelor. And the children were screaming for 2 hours. Copiii au țipat pentru 2 ore. While they saw in vision, când au văzut într-o viziune, huge numbers of people, o mare mulțime de oameni, being chastised by fire, fiind pedepsiți prin foc. The screams died down when the people prayed the rosary. Țipetele au încetat când oamenii au început să se roage rozariul. So the rosary has got a special power for this day. These days. Rozariu are o mare putere pentru zilele noastre acestea. O putere specială. But Our Lady was showing those children. Dar Fecioara Maria le-a arătat acelor copii. And us. Și nouă. What was going to happen? Ceea ce se va întâmpla. And don't forget, in 1962. Și nu uitați, în 1962. Eram mult mai tineri. These things are going to happen probably within our lifetime. Aceste lucruri se vor întâmpla cel mai probabil în timpurile noastre. And we need to be ready for them. Și trebuie să fim pregătiți pentru ele. We need to be preparing our hearts. Trebuie să ne pregătim inimile. Okay. Now it says this, two-thirds will be cut off and perish. Deci scrie, două treimi vor dispărea. One-third shall be left alive. O treime va fi lăsată în viață. Now notice the use of the word alive. Vedeți folosirea cuvântului în viață. It doesn't say they will survive. Nu vor spune vor supraviețui. It says they will be alive. Vor spune vor fi în viață. Suggesting that they will be fully alive. Sugerând faptul că ei vor fi cu totul vii. Beatitude on earth. Beatitudine pe pământ. Completely alive in Christ. Complet vii în Hristos. Only one third. Doar o singură treime. Out of the current population of the world. Din populația curentă a lumii. That suggests around 4.5 billion souls will die in the chastisement. Asta înseamnă 4.5 miliarde de oameni vor muri. A little over 2 billion souls will be made alive. Aproximativ 2.5 miliarde de oameni vor fi vii, făcuți vii. Our Lady tells us
Fecioara Maria ne spune: Entire nations will be annihilated. Națiuni întregi vor fi distruse. Think about it. Gândiți-vă la asta. You see, we have grown comfortable. Noi am crescut destul de comod. We've grown comfortable in this soppy society that we live in. Soppy, weak. Am crescut în această am crescut comod în această societate slabă. We've grown weak on the food and the materialism. Am crescut slab pe materialism și mâncare. And we have to wake up. Și trebuie să ne trezim. And recognize that this sinful world. Și să recunoaștem că această lume păcătoasă has come to an end. A ajuns la un sfârșit. And you need to get on the ark. Și trebuie să intrați în arcă. There is no time for hesitation. Nu există timp pentru ezitări. The ark is the gift of living in the divine will. Arca este darul de a trăi în voința divină. Don't waste a moment. Nu risipiți niciun moment. Because once you climb on the ark, pentru că odată ce intrați în arcă, you have got one heck of a journey to make. Veți avea o You've got a huge journey to make. O călătorie mare de făcut. You have got to build your own ark. Va trebui să vă faceți voi singur propria voastră arcă. In the divine will. În voința divină. For your friends, your family, your enemies. Pentru prieteni, familie, dușmani. Because Jesus is picking out individuals all over the world. Pentru că Isus alege persoane din toată lumea. He is giving the gift to these individuals. Le dă acest dar acestor persoane. These individuals are the pioneers in the divine will. Aceste persoane sunt pionierii voinței divine. It's like every single one of you is Noah. Este ca și cum fiecare dintre voi aici sunteți Noa. And you have got to build your ark. Noe. Și fiecare trebuie să își construiască arca. And as you build your ark. Și în timp ce vă construiți arca. In the divine will. În voința divină. Your family and friends will start to tune in to the reality. Familiile și prietenii voștri vor începe să se trezească la realitate. And they will come onto the ark that you are building. Și se vor urca în arca pe care voi ați construit-o. So to get them through the chastisement. Ca să îi duceți până la finalul pedepselor. And I'm speaking this to the folks on YouTube as well. Și asta vorbesc și pentru cei care se uită pe YouTube. You have to get into the divine will. Trebuie să intrați în voința divină. In order to get your family and friends through the coming chastisement. Pentru ca să reușească, pentru ca să îi ajutați pe prietenii și familiile voastre să treacă peste pedepsă. At the moment you do not worry about them. În acest punct nu vă este frică de ele. Get on with your journey. Mergeți cu mai departe cu călătoria voastră. You pick up the tools. Ridicați uneltele. You build the ark. Și construiți arca. You know, one of my favorite films is called Evan Almighty. Unul dintre filmele mele preferate este Ivana Totputernicul. It's a favorite family film. Este un film pentru familie. And is an American senator. Și Ivan este un senator american. And God tells him to build an ark. Și Dumnezeu îi spune lui să construiască o arcă. And initially Evan is going to work and then coming home and seeing the ark. Și la început el merge la lucru și când se întoarce acasă vede arca. So he's going to work and then he's coming home and he's seeing the wood and he's seeing the tools. Și merge la lucru și când se întoarce acasă vede lemnul și uneltele. And eventually God intervenes. Și până la urmă Dumnezeu intervine. And he says build the ark. Și până la urmă îi spune construiește această arcă. There's gonna be a flood. O să fie un potop. So Evan starts to build the ark. Deci Ivan începe să construiască arca. At that point, în momentul acela, his wife and family desert him. L-au părăsit soția și copiii. So he has to build the ark
on his own. Deci trebuie să construiască arca singur. And God sends animals to help him. Apoi Dumnezeu îi trimite animale ca să-l ajute. So creation is helping him build the ark. Deci creația îl ajută să construiască arca. He gets on with the job. Finalizează treaba. He stops doing his day work. Nu se mai preocupă, nu mai face treaba de zi cu zi. He hardly turns up as a senator anymore. De-abia mai apare la lucru ca un senator. He's completely focused on his day job, with on his on building the ark. Este focusat complet pe lucru ce trebuia să-l facă să construiască arca. Now God called me out of a half decent job. Dumnezeu m-a chemat pe mine de la un job destul de decent. A Catholic shrine. I worked at a Catholic shrine. God called me out of a job at a Catholic shrine. Dumnezeu m-a chemat de la jobul meu la un altar catolic. To build the ark. Ca să construiesc arca. This is all I do. Asta e tot ceea ce fac. And God being so generous. Și Dumnezeu în toată generozitatea sa. Gave me a 50% pay cut. Mi-a dat 50% din 50% din plată, din salar. Because you know, God wants to preserve me from wealth. Deoarece Dumnezeu vrea să mă protejeze de bogăție. So this is now my focus. Și asta este toată atenția mea. This has to be your focus. Asta trebuie să fie și atenția voastră. This is what you need to be doing. Asta trebuie să faceți. And Jesus says to Luisa. Și Isus îi spune Luisei. Meditate on these words. Meditează aceste cuvinte. Steward the grace that God has given you. Poartă darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Într-un viitor foarte apropiat. Our world is going to be in complete and total chaos. Lumea în care trăim va fi într-un complet haos. Our financial institutions are going to completely collapse. Instituțiile financiare vor fi în cădere. Our governments are going to collapse. Guvernele vor cădea. The banks will be shut. Băncile vor fi închise. The shops will be shut. Magazinele vor fi închise. This has been prophesied for decades. Asta a fost profețit de foarte mulți ani. Your only hope is in God. Singura voastră speranță este în Dumnezeu. And if you start building now, și dacă vă puneți acum să vă construiți arca, when everything collapses, când tot se va cutremura, va dispărea, va prăbuși. You will be the souls at peace. Voi veți fi sufletele care sunt în pace. You will be the shining star in your community. Voi veți fi stelele strălucitoare din comunitățile voastre. People will be pouring into the churches. Oamenii se vor îmbolzi, vor veni mulți în biserică. Anywhere else for them to go. Pentru că nu va fi un alt loc unde să meargă. Hundreds of millions of people coming back to church. Vor fi sute de milioane de oameni care se vor întoarce în biserică. Because at least a third of the global population are gonna be back in church. Pentru că cel puțin o treime din lume va fi reîntoarsă în biserică. At the minute there is well under 1 billion souls. At church. La momentul actual, aproximativ 1 miliard sunt în biserică. The figures say that there's about 1.5 billion. The figures say about 1.5 billion. Numerele, cifrele arată că sunt aproximativ 1.5 miliarde. But in England, most Catholics, the majority of Catholics have lapsed. Dar în Anglia majoritatea oamenilor catolicilor nu mai vin. So we say to say 1.5 to 2 million Catholics in England. Și spunem 1.5 to 2 million. Și spunem pentru Anglia 1,5 milioane de catolici. Less than half. Dar cam jumătate din aceștia chiar merg la biserică. Și dintre cei care merg la biserică, how many are actually living their faith? Câți dintre aceștia își trăiesc credința? So few. Foarte puțini.
So we're going to see an incredible transformation in the church. Deci noi vom vedea o schimbare imensă în biserică. And people are going to be drawn to authentic holiness. Și oamenii vor fi atrași de sfințenie autentică. They will see through the fake show of many Christians. They will see through the fakeness of many Christians. Ei vor vedea prin falsitatea creștinilor. For example, back in England. De exemplu, în Anglia. I have some ordinary secular friends. Am niște prieteni normali. And they met a priest. Și ei s-au întâlnit cu preot. And they said to me, they didn't like him. Și mi-au spus că nu le-a plăcut de acel preot. They said he was behaving like us. Mi-au spus că preotul se comporta ca și noi. They said if we meet a priest, dacă noi întâlnim un preot, we expect to meet Jesus Christ. Ne așteptăm să-l întâlnim pe Iisus Hristos. We do not expect to meet an ordinary human being. Nu ne așteptăm să întâlnim o persoană obișnuită. We want to meet somebody who is different to us. Vrem să întâlnim o persoană care este diferită de noi. These aren't even Christians. Aceștia nici măcar nu sunt creștini. But they can see through the facade. Dar pot să vadă după această fațadă. You see, the world wants to see authentic witnesses. Deci vedeți, lumea vrea să vadă martori autentici. And you need to become that authentic witness. Și astfel voi trebuie să deveniți acei martori autentici. You need to be building the kingdom of the divine will. Voi trebuie să construiți împărăția voinței divine. As a shelter for everyone who's going to need it. Ca un adăpost pentru toți cei care vor avea nevoie de el. Jesus will send you many, many souls. Iisus vă va trimite foarte, foarte multe suflete. But first, dar mai întâi, build the kingdom within you. Construiți împărăția înăuntrul vostru. Meditate deeply upon the teachings of Luisa. Meditați adânc, profund învățăturile Luisei. Fully receive them into your heart. Primiți-le complet în inimile voastre. Live the message. Trăiți mesajul. And prepare yourself for the coming chastisement. Și pregătiți-vă pentru pedepsele care vor veni. 2/3 of the people on earth. Două treimi din oamenii din populația lumii. Will be burned up in the fire. Vor fi arși în foc. 2/3. Două treimi. This is Saint Peter. Sfântul Petru. Our first pope. Primul nostru papă. 2 Peter chapter 3 verse 7. 2 Petru capitolul 3:7. By the word of God. Prin cuvântul lui Dumnezeu. The heavens and the earth. Cerul și pământul. That now exist. Care există acum. Have been stored up for fire. Vor fi mistuite de flăcări. Until the day of judgment and the destruction of ungodly men. Vor fi ținute până. Okay. Being kept until the day of judgment. Vor fi ținute până la ziua judecății. And the destruction of ungodly men. Și distrugerea oamenilor fără Dumnezeu. The day of the Lord will come like a thief. Ziua Domnului va veni ca un hoț. The heavens will pass away with a loud noise. Cerurile trec cu un sunet puternic. The elements will be dissolved with fire. Elementele vor fi dizolvate cu foc. The very atmosphere is going to be dissolved in fire. Chiar și atmosfera va fi dizolvată în foc. The oceans will be dissolved in fire. Oceanele vor fi dizolvate în foc. Everything, the whole planet is going to be dissolved in fire. Toată planeta va fi dizolvată în foc. The earth and the works that are upon it will be burned up. Pământurile și toate clădirile vor fi arse. Where do we go? Unde mergem noi?
The Immaculate Heart of Mary. Inima Imaculată a Fecioare Maria. The safest place in creation. Cel mai sigur loc în creație. The heart that was immersed into the divine will. Inima care a fost cufundată în voința divină. There is no fear in the Immaculate Heart of Mary. Nu este nicio frică în inima preacurată a Fecioarei. Has no reign in the Immaculate Heart of Mary. Satana nu are nicio putere, nu conduce în inima ei. You are perfectly safe in the Immaculate Heart of Mary. Sunteți perfect în siguranță în inima ei. And my God, you have got such a safe refuge here. Și chiar aveți aici un refugiu foarte sigur. Right here with Father John. Chiar aici cu părintele Ioan. And I'm sorry, I forget the other blessed priest's name, but these two priests that Jesus has sent you. Și cu părintele Valentin, my care gosh, Dumnezeu vi-a trimis. What a refuge. Ce refugiu. And have they been purified for you? Și ei au fost purificați pentru voi. Just for you. Doar pentru voi. So Jesus has for you. Deci Isus a pregătit lucrurile pentru voi. Look, you've got Our Lady of Guadalupe. Ne uităm la Fecioara Maria de Guadalupe. She converted all those Mexicans centuries ago. I-a convertit pe toți acei mexicani secole în urmă. And now to this church. Și apoi acum a venit în biserica aceasta. How many other churches in Romania have got this? Câte alte biserici din România au icoana? Niciuna. This is the one. Asta este biserica. Jesus has sent her to you. Isus a trimis-o pe ea la voi. You have to think about what Jesus is doing here for you. Trebuie să vă gândiți la ce face aici Isus pentru voi. And it's almost like a tiny remnant. Este ca și cum este o mică rămășiță. And then Jesus can build on the remnant. Și Isus poate clădi pe acea rămășiță. You've got nothing to be afraid of. Nu aveți de ce să vă temeți. Think about it. There are people out there right now getting drunk. Gândiți-vă, în momentul acesta sunt persoane afară care se îmbată. Living hedonistic lifestyles. Hedonistic. Trăind în stil hedonist. They are clueless as to what is coming. Ei nu au nicio idee despre ce va veni. Your eyes have been opened. Ochii voștri au fost deschiși. You should be thanking God, Lord, at least now I know what's coming. Trebuie să-i mulțumiți lui Dumnezeu, Doamne, măcar acum știu ce vine. I know now that this world. Acum știu că această lume. And the sin in this world. Și păcatul din această lume. Is gonna stop. Se va opri. Just like that. Chiar așa. Emergency stop. E ca și o oprire de urgență. Like the lockdown. Ca și lockdownul. Everything's just gonna stop. Totul se va opri. And then God is gonna show up. Și apoi Dumnezeu va apărea. And he's gonna basically say, "This belongs to me." Și va spune ceva de genul, asta mi aparține mie. If you don't want to be a part of this, dacă nu vreți să faceți parte din asta, then I will purify you with the fire. Atunci vă voi purifica cu foc. And everybody who is left, și toată lumea care a rămas, can live in the most perfect peace imaginable. Se poate să trăiască în cea mai imensă pace pe care ne-o putem imagina. And have a beautiful communion with the whole of creation. Și să aibă o comuniune perfectă cu toată creația. Every soul that is left. Fiecare suflet care rămâne. Will give God perfect glory. Every moment of every day. Îi va da lui Dumnezeu glorie perfectă în fiecare moment al fiecarei zile. And we'll have that beautiful possession of the divine will. Și vom poseda frumusețea trăirii în voința divină. God will be perfectly glorified in you. Dumnezeu va fi perfect glorificat în voi. Peter says it again. Petru spune din nou. You should be living lives of holiness. Trebuie să trăiți vieți de sfințenie. And godliness. Și îndumnezeiți. Waiting for and hastening. Waiting for and speeding up. Așteptând și grăbindu-vă.
The coming of the day of the Lord. Venirea Domnului. You see, Peter's saying, don't let it be delayed. Petru spune să nu lăsați să întârzie asta. Let it come quickly. Lasă să vină repede. Let it hasten. Grăbiți-vă. Because of which the heavens, pentru că cerurile, will be kindled and dissolved, vor fi aprinse și dizolvate, and the elements will melt with fire, și elementele se vor topi cu foc. But we wait, dar noi așteptăm, according to his promise, conform promisiunii lui, for the new heavens, pentru cerurile noi, and the new earth, și pământul nou, in which righteousness dwells, în care dreptatea va domni. Now remember, we wait according to his promise. Deci noi așteptăm conform promisiunii lui. His promise revealed through the mystic, the servant of God, Luisa Picareta. Promisiunea dezvăluită servei lui Dumnezeu, Luisa Picareta. His promise revealed at Fatima. Promisiunea dezvăluită la Fatima. His promise revealed through Our Lady at Garabandal. Promisiunea dezvăluită prin Fecioara Maria de Garabandal. Through Our Lady of Medjugorje. Prin Fecioara Maria de la Medjugorje. Through Our Lady of Akita. Prin Fecioara Maria de la Akita. How many more do you need? De câte mai aveți nevoie? One should be enough. Una ar fi de ajuns. But she is coming constantly. Dar ea vine constant. And we are still asleep. Și noi tot dormim. She's coming up constantly. Bedroom. Ea vine constant în dormitor. And saying, "Wake up, children!" Și spune, treziți-vă copii. The house is on fire. Casa arde. Wake up. Treziți-vă. And we're still asleep. Și tot dormim. No more. Nu mai. Accept the gift. Acceptați darul. Wake up. Treziți-vă. And start living. Și începeți să trăiți în voința divină. To Jesus. Luisa i-a spus lui Isus. My love. Iubirea mea. If there is so much good about living in the divine will. Dacă este așa mare bunătate, bine în a trăi în voința divină. Why have you not manifested it before now? De ce nu ai manifestat-o, arătat-o până acum? And Jesus said. Și Isus i-a spus. My daughter. Fica mea. First, I had to make known. Prima dată trebuie să fac cunoscut. What my humanity did. Ceea ce a făcut umanitatea mea. And suffered on the outside. Și a suferit în exterior. To be able. Ca să pot. To dispose souls. Prepare souls. Să pot pregăti suflete. To knowing what my divinity did on the inside. Ceea ce a făcut divinitatea mea în interior. You see, for 2,000 years. Deci vedeți, pentru 2000 de ani. We've looked at what Jesus did externally. Noi ne-am privit ceea ce a făcut Isus în exterior. But now Jesus is revealing to us. Dar acum Isus ne dezvăluie nouă. What he was doing internally. Ceea ce făcea în interior. The creature is incapable of comprehending my work. Creatura nu poate înțelege, cuprinde lucrarea mea. All together. Toată împreună. Therefore, I keep manifesting myself. De aceea mă arăt, mă dezvălui. Little by little. Puțin câte puțin. Then from your link of connection with me. Apoi de la legătura cu mine. The other links of creatures will be connected. Celelalte legături cu creaturile vor fi. And I will have crowds of souls living in my volition. Și voi avea o mulțime de suflete trăind în. I will have crowds of souls who will. În voința mea. And they will redo all the acts of creatures. Și ei vor reface toate faptele creaturilor.
And these will come from all classes. Și asta va veni din toate clasele. From virgins, priests and lay people. De la fecioare, preoți și laici. According to their office. State in life. Referitor, indiferent de stagiul lor de viață. They will no longer operate humanly. Nu vor mai opera, vor lucra în mod uman. You will no longer operate in the flesh. Nu veți mai lucra, opera în carne. But penetrating into God's will, dar intrând în voința lui Dumnezeu, your acts will multiply. Faptele voastre se vor multiplica. For everybody. Pentru toată lumea. In a way that is fully divine. Într-un mod cu totul divin. And God will have the complete glory. Și Dumnezeu va avea gloria completă. That is owed to him. Care este datorată lui. So we have such a simple choice. Deci avem de făcut o alegere foarte simplă. To be perishing in the chastisement. Să fim pierduți în pedepse. Or to be living in the divine will. Sau să trăim în voința divină. The church is going to be purified first. Biserica va fi purificată mai întâi. The world. Și apoi lumea. Purification with the house of God. Purificarea începe cu casa lui Dumnezeu. And our first pope declared 3 times. Și primul nostru papa a spus de 3 ori. 3 times. De 3 ori. The world by fire. Lumea va fi purificată prin foc. That's our first pope. Asta este primul nostru papa. We are now probably on our last pope. Acum suntem pe la ultimul nostru papa. And he's preparing the world. Și el pregătește lumea asta. Don't think he doesn't know. Să nu credeți că el nu știe. John Paul II released the diaries. Sfântul Ioan Papa Paul al II-lea a eliberat, a scos jurnalele. Papa Benedict al XVI-lea a fost custodele jurnalelor. Luisa entrusted them to the Supreme. Și Luisa le-a încredințat Pontifului Suprem Papei. Okay, now I've talked quite a lot, so shall I see if there's anything you want to know? Să vedem dacă vreți ceva să știți. Do you think there's any questions? Dacă sunt ceva întrebări. Sorry people online, I can't take questions from you. Îmi pare rău pentru cei din online, nu pot să iau întrebările voastre. Unless you want to send me a text. Doar dacă vreți să-mi trimiteți un mesaj. So. Întrebări? I thought it might be. No surprise. Not surprise. Stayed. They've all stayed tonight, Father. It's good. Yeah.